Bună ziua și bine ați venit la un nou webinar marca XTB. Ne propunem astăzi să vorbim despre acțiuni, mai exact despre o comparație între acțiunile clasice și acțiunile de tip CFD, de tip CFD. Am ales acest subiect în urma unor întrebări repetate din partea dumneavoastră. Înțeleg că este un subiect de interes. Webinarul de astăzi va fi unul foarte scurt în care vom trece în revistă principalele asemănări și deosebiri între categoria de instrumente acțiuni clasice și categoria de instrumente acțiuni de tip CFD. Vă încurajez ca pe parcursul acestui webinar să ne adresați întrebări în fereastra de chat dacă vor apărea. Voi încerca să răspund pe măsură ce vor apărea întrebări, iar dacă nu voi reuși în cadrul acestui webinar, vom reveni cu un telefon sau cu un e-mail, astfel încât toate întrebările dumneavoastră să primească un răspuns din partea noastră. Înainte de toate, aș vrea să începem cu binecunoscutul deja avertisment cu privire la riscuri. Informațiile sau materialele transmise de către Xtrade Brokers au scop exclusiv educativ și informativ. Nu sunt și nu pot fi considerate recomandări de cumpărare, de vânzare, de păstrare a unui instrument financiar, nu reprezintă și nu trebuie tratate ca indicații sau ca sfaturi privind strategiile de tranzacționare aplicate pe conturi demo sau reale. Vom începe cu categoria acțiuni clasice. O definiție simplă spune că o acțiune este un titlu de valoare care semnifică dreptul de proprietate într-o corporație și reprezintă dreptul la o parte din activele și câștigurile corporației. Asta înseamnă că atunci când cumpărăm o acțiune la o anumită companie, devenim proprietarul acesteia. În schimb, o acțiune de tip CFD este un instrument derivat sub forma unui contract pentru diferență, CFD, și acest instrument utilizează un mecanism de levier financiar. Acesta permite să se speculeze mișcări de creștere sau de scădere ale cotațiilor. Putem deschide o poziție long sau de cumpărare dacă apreciem că prețul instrumentului activului suport va crește, sau o poziție sell, de vânzare, în cazul în care considerăm că prețul activului suport va scădea. Deci, proprietatea sau deținerea este o principală diferență între aceste două categorii de acțiuni, de instrumente. Acțiunile clasice implică o deținere asupra activului suport, iar acțiunile de tip CFD nu implică o astfel de deținere, fiind un instrument destinat mai mult celor care doresc să speculeze sau să beneficieze de mișcările de preț, fără însă a deține și titlul de proprietate asupra respectivei acțiuni. Un alt aspect de care trebuie să ținem cont este acest efect de levier despre care am discutat. Acțiunile clasice nu implică un efect de levier. Asta înseamnă că vom avea nevoie de întreaga valoare a instrumentului pentru a intra într-o tranzacție, deci practic pentru a-l cumpăra, pe când pentru acțiunile de tip CFD nu avem nevoie de întreaga valoare noțională a instrumentului pentru a intra într-o astfel de tranzacție. Acțiunile de tip CFD se pot tranzacționa cu un levier de până la 1 la 5. Acesta este levierul maxim. Și dacă tot am ajuns la categoria levier, o să vă arăt unde anume pe site-ul XTB puteți găsi aceste specificații ale instrumentelor, să vedeți care este efectul de levier pentru fiecare acțiune în parte. Ne aflăm pe pagina principală. Ofertă, instrumente financiare, aici găsim mai multe detalii despre, dar dacă dorim să vedem exact care sunt specificațiile,
informații, cont, taxe și comisioane. Și avem categoria specificațiile instrumentelor. Dacă vom da click, vom vedea că avem aceste subcategorii unde putem verifica specificațiile fiecărui instrument în parte. La momentul acesta ne interesează să vedem care sunt specificațiile pentru categoria acțiuni CFD. Există în acest tabel de specificații coloana numită levier. Și vedeți aici, levierul ne indică care este procentul de marjă necesar pentru activarea unei poziții. 1 la 5 înseamnă că avem nevoie de 20% din valoarea instrumentului pentru a deschide o poziție pentru acest instrument. O să vedeți că sunt mai multe praguri de levier, 1 la 4, 1 la 2, 1 la 5, 1 la 1. Sunt mai multe astfel de praguri de levier. Dacă dorim informații și mai concrete, le putem găsi în tabelul de marje. Pe acela îl găsim tot în informații cont, taxe și comisioane. La informații legale. Contractul de intermediere și anexele acestuia. Marje. Și observăm aici o diferențiere la punctul 9, marja colectată la deschiderea tranzacțiilor cu acțiuni CFD, inclusiv ETF-uri și CFD-uri. Cele care au necesar de marjă de 20% se regăsesc aici sub formă de listă. Necesar de marjă de 25, 40, 50, 80 și chiar 100%. Aici găsiți aceste informații. Un alt aspect care se referă atât la categoria de tip CFD, cât și la categoria instrumente acțiuni clasice, este dreptul la dividend. Dreptul la dividend se aplică atât celor care tranzacționează acțiuni de tip CFD, cât și celor care intră în tranzacții de cumpărare acțiuni clasice. Ambii beneficiază de dividend și acestea sunt vor fi disponibile în platformă în valoarea lor netă. Deci deja impozitate. Posibilitatea de short selling este o diferență semnificativă și anume, cum spuneam mai devreme, acțiunile de tip CFD permit intrarea într-o tranzacție de vânzare fără însă a deține respectivul instrument, iar acțiunile de tip clasic permit doar cumpărarea. Și o să intrăm puțin mai târziu în platformă ca să vedem exact cum arată un astfel de ordin pe aceeași acțiune de tip CFD și de tip clasic, ca să vedem aceste diferențe evidențiate și în fereastra de ordin. Dacă vorbim despre ordine în așteptare, acestea sunt disponibile a fi deschise atât pentru categoria acțiuni clasice, cât și pentru categoria acțiuni de tip CFD, ambele necesitând un depozit blocat. Deci nu o să puteți avea ordine în așteptare care să necesite o marjă, un depozit mai mare decât cel pe care îl aveți disponibil în contul de tranzacționare. Transferarea acțiunilor este disponibilă doar pentru acțiunile clasice.
Deci pentru cei care au în posesie acțiuni și doresc să le mute de la o casă de brokeraj la o altă casă, o pot face doar pentru acțiunile clasice. Acțiunile de tip CFD fiind fără deținere, nu implică un titlu de proprietate, deci practic nu le dețineți ca să le puteți transfera de la un broker la altul. O altă diferență intervine în momentul în care vorbim despre costuri. Dacă pentru acțiunile clasice costurile sunt rezumate la comisioanele aferente tranzacționării și anume 0,12%, un minim de 4,99 dolari sau euro în funcție de piața activului suport. Pentru acțiunile de tip CFD, costurile sunt puțin mai complexe și o să vedem imediat, dar să intrăm în tabelul de comisioane și taxe ca să le puteți vedea și să puteți ști unde se verifică acestea înainte de intrarea în tranzacție. Ele vă sunt afișate și în fereastra de ordin pentru fiecare instrument în parte, dar un tabel complet se regăsește în ofertă, informații, cont, taxe și comisioane și în partea de jos avem aici tabelul de comisioane și taxe. Ne interesează în mod special secțiunea 2, tabelul de comisioane și taxe pentru acțiuni CFD și ETF-uri și vedem că pentru acestea valoarea comisionului pentru tranzacție este de 0,08% din valoarea tranzacției, un minim de 8 dolari, 8 euro, 10 dolari, 8 euro, diferă în funcție de piața activului suport. Iar pentru acțiunile clasice pe care le regăsim în secțiunea 4, acesta este 0,12%, un minim 4,99 euro sau dolari, din nou, în funcție de piața activului suport. Spuneam mai devreme că atunci când vorbim despre instrumentele acțiuni CFD, costurile sunt puțin mai complexe, în sensul că ar trebui să luați în calcul că acestea implică un cost suplimentar. E vorba de acele puncte swap overnight. Acele puncte swap pot fi găsite în secțiunea tabelul punctelor swap. Tabelul punctelor swap. Așa arată tabelul punctelor swap și după cum vedeți are data de luni pentru că acestea sunt actualizate săptămânal. În fiecare zi de luni a săptămânii acest tabel este actualizat și puteți vedea care este valoarea atât pentru pozițiile short cât și pentru pozițiile long pentru fiecare instrument în parte. Pentru moment ne interesează categoria acțiunii CFD și ETF-uri CFD și vedem aici toate instrumentele disponibile în oferta XTB împreună cu valoarea punctelor swap. Acesta este un cost care apare peste noapte și este exprimat în puncte swap. Mai exact, un punct swap este echivalentul unui pip din platformă. Ok. Vă propun acum să mergem în platformă, să alegem... Sunt logată pe un cont demonstrativ, ceea ce vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să faceți pentru astfel de teste. În categoria STC, de fiecare dată o să găsim atât instrumentele clasice, adică stocks, cât și stocks CFD. O să alegem un instrument, să spunem pe Italia, că este piața deschisă. Să deschidem un ordin. Ca să vedem cum arată fereastra de ordin pentru deschiderea unei poziții pe acțiuni. După cum spuneam, aici volumul 1 înseamnă o acțiune,
Aici este exprimată valoarea instrumentului, valoarea integrală a instrumentului, iar necesarul de marjă este identic, doar că este convertit. Da? Deci 4,58 euro înseamnă 21,40 RON. Spunem că dorim să cumpărăm această acțiune. După cum vedeți, comisionul este și el exprimat aici și este acel minim de 4,99 euro. Ne-l arată platforma, da? Ne-l arată fereastra de ordin înainte de deschiderea tranzacției. Ordinul în așteptare, la fel, se poate plasa din secțiunea ordin în așteptare și acesta afișează și el care este necesarul de depozit sau de marjă pentru această poziție, valoarea comisionului și volumul tranzacției. Da, să executăm o astfel de tranzacție. După cum vedeți, ne permite doar cumpărarea, pentru că acestea nu se pot vinde fără a le deține în prealabil. Există și un minim pentru această tranzacție. Vedeți că ne anunță platforma. O să încercăm un volum de 100 de acțiuni. Ordinul a fost executat. Îl găsim în poziții deschise. Acum o să mergem pe același instrument, dar în categoria CFD. Deschidem tichetul ca să vedem care este diferența. Volumul este același, de 100 de acțiuni. Valoarea contractului este aceeași, pentru că acestea nu se schimbă. Marja, în schimb, este diferită. Și au apărut aceste puncte swap zilnic pentru sell și pentru buy. După cum vedeți, există și posibilitatea de vânzare în lipsă. Dar înainte de a face această tranzacție, o să închidem poziția pe care deja o avem deschisă, pentru că platforma nu ne permite să avem ordine pe același instrument și clasic, dar și de tip CFD. Ok. Și avem buy și sell, vânzare și cumpărare. Să spunem că dorim să intrăm într-o tranzacție de vânzare de data aceasta. Ea s-a și executat și ne sunt afișate valorile, parametrii acestei tranzacții. Așadar, CFD-urile pe acțiuni nu sunt chiar acțiuni, deși evoluează la fel ca acțiunile pe care le au la bază, ele ne pot oferi și alte posibilități. Aspectele principale ale acestor acțiuni ar fi că ne permit deschiderea unor tranzacții long, adică buy, dacă considerăm că prețul unei acțiuni va crește, sau tranzacții de tip short, adică sell, dacă noi considerăm că prețul acelei acțiuni urmează să scadă. CFD-urile sunt ceva mai flexibile decât acțiunile fizice, oferindu-ne posibilitatea să profităm de orice mișcare a prețului în sus sau în jos atunci când piața se mișcă conform previziunilor noastre. Putem tranzacționa CFD-uri pe acțiuni cu levier de până la 1 la 5, așa cum am spus, însă e nevoie să verificați acel tabel în prealabil. Asta înseamnă că putem tranzacționa CFD-uri pe acțiuni cu o marjă mai mică decât este necesară în cadrul acțiunilor tradiționale sau clasice. Levierul funcționează însă în ambele sensuri.
Iar balanța contului poate să fie pierdută în totalitate, cele cu levier fiind considerate a fi instrumente mult mai riscante decât cele tradiționale, cele clasice. Am vorbit și despre valoarea punctelor swap, unde o găsim, ce este și cum putem să estimăm aceste costuri. Despre deținere, ar mai fi de spus că cumpărarea unui CFD nu ne face proprietarul acelei acțiuni a companiei respective. Pe de altă parte, cumpărarea unei acțiuni clasice, da, ne face proprietar. După cum am spus, ele pot fi deținute și transferate de la o casă de brokeraj la alta. Titlul nostru de proprietate nu se schimbă. Asta înseamnă că putem, într-o oarecare măsură, decide asupra viitorului companiei dacă suntem proprietari. Bineînțeles, dacă deținerea, pragul nostru de deținere este unul semnificativ. Deci, după cum am văzut, sunt câteva diferențe între acțiunile clasice și acțiunile tip CFD. Totuși, prețurile ambelor instrumente se comportă exact în același fel. Asta înseamnă că ne putem bucura de majoritatea beneficiilor conectate tranzacționând acțiuni și fără să le deținem. Dacă ne avantajează acest lucru și dacă am înțeles care sunt riscurile asociate acestui instrument. Sper că am acoperit o mare parte dintre întrebările dumneavoastră cu privire la diferențele între acțiuni clasice și acțiunile de tip CFD. Vă încurajez ca, dacă vor apărea întrebări, să reveniți. Văd că până acum nu au existat întrebări și vă încurajez să ne scrieți dacă va fi cazul pe viitor. Știți deja că puteți să luați legătura cu noi telefonic sau pe e-mail, cum preferați dumneavoastră. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă doresc să aveți o zi cât mai frumoasă.